aceea s-a apropiat prasnicul azimilor care se numește Paști și că pe tinele preoților și a cărturarii căutau cum să omoare pe Iisus, ne se temeau de popor. Dar Satan a intrat în Iudea, numit Iscarioteanu, care era din numărul celor 12, și ducându-se Iuda, a vorbit cu arhierei și cu căpetenile oastei, ca să-l dea în minele lor. Aceștia s-au bucurat și s-au tocmit cu el ca să-i dea bani. După ce s-a învoit cu ei, căuta vreme potrivită ca să-l dea lor, fără știrea poporului. A sosit deci ziua azimilor, când se credea să se jertfească mielul de Paști. Și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan zicând, duceți-vă de le pregătiți paștile ca să mâncăm. Iar ei l-au întrebat, unde voi să-ți pregătim? Și dânsul a răspuns, iată, când veți intra în oraș, vă va întâmpina un om ducând un vas de lucru cu apă, mergeți după el la casa unde va intra și spune stăpânului acelei case, învățătorul te întreabă, unde este o daie de oaspeți în care să mâncăm paștile cu genicii mei? Și el vă arăta un foișor mare, așternut, acolo să pregătiți. Deci, ducându-se ei, au găsit așa cum le spusese și au pregătit paștile. Iar când a sosit ceasul, a șezut la masă cu cei 12 apostoli și a zis către ei, foarte mult am dorit să mănânc cu voi aceste paști mai înainte de patima mea. Deci vă spun vouă că de acum încolo nu voi mai mânca din acestea până când nu se vor împlini în Împărăția lui Dumnezeu. Și luând paharul mulțumind a zis, luați acesta și le împărțiți între voi, căci vă spun vouă că nu voi mai bea de acum înainte din rodul viței până când nu va veni Împărăția lui Dumnezeu. Apoi luând pâinea mulțumind a frânt și le-a dat lor zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi, aceasta să faceți spre pomenirea mea. Asemenea și paharul, după ce au ucinat, zicând, acest pahar este legea cea nouă în sângele meu, care se varsă pentru voi. Dar iată, mâna văzătorului meu este cu mine la masă, însă primul locului va merge după cum este rânduit, dar mai omul aceluia prin care este vândut. Iar ei au început să se întrebe unul cu altul, cine dintre ei ar fi cel care avea să facă această faptă? Apoi s-a iscat între ei o neînțelegere, care dintre ei să fie socotit cel mai mare. Atunci Iisus le-a zis, împărații vătrinilor îi stăpâneți pe aceștia și cei care au puterea asupra lor sunt numiți făcătorii lor de bine, dar voi să nu fiți astfel, ci cel care este mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic. Și cel care este căpetenie să fie ca unul care slujește. Căci cine este mai mare? Cel care stă la masă sau cel care slujește? Oare nu este cel care stă la masă? Însă eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujește. Căci voi sunteți aceia care ați rămas cu mine în încercările mele. Eu însă vă rânduiesc vouă împărăție, precum mi-a rânduit mie Tatăl meu, ca să mâncați și să veți la masa mea, în împărăția mea, și să ședeți pe scaune, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Apoi, Domnul a zis, Simone, Simone, iată, Satana v-a cerut pe voi ca să vă ceară ca pe greu, însă eu l-am rugat pentru tine să nu încedeze credința ta, și tu, când te vei întoarce, să întărești pe frații tăi. Dar el i-a răspuns, Doamne, sunt gata să merg cu tine și în temniță și la moarte. Iar Iisus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până ce nu te vei repăta de mine de trei ori. Cum? Că nu mă cunoști. După aceea i-a întrebat, când v-am trimis fără buncă și fără traistă și fără încălzăminte, ați avut lipsă de ceva? Iar ei au răspuns de nimic. Atunci dânsul a zis, acum însă cel care are buncă să o ia, asemenea și cel care are traistă, iar cel care nu are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere. Căci vă spun vouă
că trebuie să se plinească cu mine Scriptura care zice și cu cei fără de lege s-a socotit, pentru că și cele despre mine sunt gata să se plinească. Ei au zis atunci, Doamne, iată, aici două sârbii. Iisus le-a răspuns, este destul. Și ieșind s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor, iar ucenicii s-au